Ați auzit de Silent Crash? Ei bine, din nou, și eu mă aștept și mulți alții se așteaptă la o recesiune, la o criză. De fapt, noi deja suntem într-o criză. Criza în care suntem noi este mai silențioasă. Silent Crash, care nu se observă decât prin calcule. Nu se observă, nu e ceva vizibil, nu e ca o prăbușire cu care am fost până acum obișnuiți. Mai exact, vorbim de inflație, vorbim de deprecierea a banilor, vorbim de stagnarea a prețurilor în anumite categorii de active și pot să vă dau câteva exemple. Piața imobiliară. Am mai făcut un clip acum câteva săptămâni, v-am făcut și un grafic pe care eu l-am făcut. Și se poate observa de acolo că imobiliarele au fost într-o bulă foarte puternică, 2007-2008, și de atunci până în prezent ele doar s-au depreciat. Chiar dacă prețul a rămas acum, dacă ne uităm în spate, prețurile se aseamănă cu cele din 2008 cât de cât, din 2008 până în 2023, euro s-a depreciat, leul s-a depreciat, cred că din 2008 până în prezent leul acum s-a depreciat cu 60%. Iar euro, cred că și el e undeva la un 40%. A fost inflație 2-3, 2-3, 2-3, 4-5, acum a fost 10. Deci cred că și euro se apropie de 40% lejer depreciere. Lumea nu observă că, bă, era metru pătrat 2500 de euro în 2008 și acum metru pătrat e 1800 de euro. Foarte mulți trăiesc cu iluzia că, aolo, stai așa să vezi că vine criza și o să scadă prețul din nou la 600 de euro, 800 de euro metru pătrat. Slabe șanse să scadă atât de agresiv. Poate pe termen foarte scurt, pentru că banii sunt mult mai slabi. Nu mai au puterea de cumpărare pe care au avut-o în 2007-2008. Deci mulți nu văd acest detaliu, ci vorbim de o prăbușire lentă. Prăbușirea aia lentă este prin inflație. Iar inflația, să știți că este creată artificial în mod direct și intenționat de către state. Nu e ceva, aoleu, uite frate, au mărit ăștia prețurile, hai să-i penalizăm. De ce ați mărit prețurile? Da, că am costuri mai mari, salarii mai scumpe, taxe mai mari, totul e mai scump. Nu mai cumpăr cu aceiași bani ce cumpăram acum un an, doi. Și atunci umflu prețul. Ai făcut profit record. Păi am făcut profit record, dar nu mai fac cu profitul record ce făceam acum 2 ani. Deci lumea nu înțelege acest detaliu. Adică tu faci profit record, dar cumperi mai puține lucruri decât cumpărai acum 2 ani. Și atunci, de fapt, nu ești în cădere, o cădere care nu se vede, totul devine mai scump. Și criza asta care nu se vede este, de fapt, prin puterea de cumpărare care îți este jefuită. Gândește-te că tu câștigi acum 4.000 de lei și ai inflație. 15%. Bun. De la anul cum ar veni, după un an de 15%, tu o să câștigi cu 600 de lei în teorie mai puțin. Adică nu câștigi mai puțin. Banii tăi valorează cu 600 de lei mai puțin decât valoreau acum un an. Adică cu 15% mai puțin decât acum un an. Peste încă un an ai inflație tot 15%. Aia 3600 de lei valorează cu 15% mai puțin. Peste încă un an, iară cu 10%. Peste încă un an, iară cu 22%. Nu știu cum au avut ungurii. Ungurii au avut o inflație foarte mare, cred că cea mai mare din Europa, 22%. Cu siguranță prețurile la... Asta au inflație oficială. În anumite sectoare, apropo de efectul Cantillon, despre care am discutat în clipurile trecute, inflația se propagă diferit în anumite sectoare, cu intensitate diferită. Adică inflația generală e 15%, dar s-ar putea la imobiliare să fie plus 50%, la carburanți plus 50%, la mâncare, la cartofi plus 90%, deci depinde foarte mult de ceea ce consumi. Inflația e subiectivă de la om la om. Inflația, după calculele generale făcute de economiști, de la BNR sau de alte bănci centrale, 15%. Tu resimți mai mult de 15%, dar salariul tău nu se mărește. Se mărește doar, nu știu, au fost și niște calcule la televizor cu 5%, 8%, 7%, 9% și tu ești afectat poate 30% de inflație și de scăderea puterii de cumpărare.
Lucrurile acestea se observă lent de către populație. Adică sunt oameni care lucrează pe 2000-2500 de lei de mulți ani. Și n-au primit mărit de salariu, pentru că fie n-au cerut, fie nu au evoluat, fie habar n-am, alte motive. Și oamenii aceia, an de an, banii lor valorează mai puțin. Cu banii aia cumperi mai puține lucruri. Și acest proces, să știți că este intenționat. Deci nu este ceva, aoleu, uite ce s-a întâmplat. Este intenționat. Ai pompat banii în piață, banii aia se duc undeva. Se duc în active, se duc în buzunarul cuiva. Se duc undeva, efectiv. Vorbim de multe milioane, miliarde de lei, trilioane de dolari. Banii aia se duc undeva. Beneficiază primii șmecheri care îi pun în circulație, adică prima dată Fed-ul, mă rog, băncile centrale, ăia beneficiază primii de avantaje. Runda a doua, investitorii mari, băieții mari. Runda a trei, ceva oameni cu mai mulți bani care produc mulți bani. Și banii care ajung ultima dată la tine sunt deja diluați, nu mai au nicio valoare. Aici e vorba de silent crash. Și să știți că, apropo tot de silent crash, un imobil care are un preț constant, pui la vânzare un apartament și vrei pe el 60.000 de euro. Anul ăsta nu reușești să-l vinzi, că cere prea mult pe el, lumea n-are bani. Îl pui cu 58, îl pui cu 55. Tu dacă aștepți un an jumate să-l vinzi și nu-l vinzi, pe lângă faptul că tu scazi în preț, banii pe care îi vei obține din nou vor valora mai puțin în teorie, adică vei cumpăra mai puține lucruri cu acei bani. Cam asta este silent crash. Ca să rezum totul cât de simplu posibil, pierzi din puterea de cumpărare, pierzi din averea ta, pierzi din lucrurile pe care ai putea să le cumperi, încet, sigur și de multe ori fără să-ți dai seama. Asta este silent crash, sau cum se mai numește și în inflation, silent tax. Este de fapt taxa supremă pe care statul o impune. Ca să nu existe inflație, trebuie să existe gold standard. Dar din nefericire, de câte ori a fost gold standard, au venit niște șmecheri, politicieni care au încercat să jongleze cu el și în cele din urmă s-a ajuns unde s-a ajuns și astăzi. Într-un sistem monetar fiat, care mai devreme sau mai târziu se va prăbuși și sunt foarte curios când și cum va avea loc această prăbușire, pentru că nu poți printa bani la infinit. Și am mai discutat din nou în alte episoade despre momentul în care oamenii se trezesc, știi? Și nu mai economisesc, cheltuie tot, pentru că știu că banii se vor devaloriza, va crește viteza de circulare a banilor. Asta înseamnă mai multă inflație. O posibilă chiar hiperinflație. Nu doar în România, la nivel mondial. Și în momentul în care se schimbă comportamentul cumpărătorului, modul în care se cheltuie banii, atunci vom vedea cum încep să apară problemele. Eu oricum gândesc așa de ceva timp. Mie cum îmi intră banii în cont, pac, i-am și cheltuit. În sensul că i-am investit, îi investesc. Anul ăsta intenționez să mai cumpăr o garsonieră, să mai investesc în alte active care sunt rezistente la recesiune, domeniul farma, energie, resurse, metale, în zonele acestea. Pentru că dacă stau cu banii cash, știu că pierd. Dacă cumpăr risk assets, poți să pierzi. Deci mă axez doar pe active care sunt rezistente la criză, care sunt lichide, pe care mă pot baza într-o criză. Stau departe de datorii și încerc să fug cât de mult pot de această silent tax, silent crash sau criză care nu se vede, prăbușire care nu se vede a puterii de cumpărare sau de această taxă invizibilă și anume inflație. Inflația este doar un factor din acest silent crash. Problema este că oamenii se uită la prețul din 2008, a fost 100.000. Și anul ăsta a ajuns iară la 100.000. Sigur o să se prăbușească din nou. Păi da, bă, da. În 2008, un metru pătrat în București costa 16 salarii.
Și anul ăsta în București un metru pătrat costă 1,5 salarii. E același lucru? Nu. Imobiliarele au avut parte de un mare silent crash pe care oamenii nu-l văd și nu-l înțeleg. Și nu este singurul domeniu, nu este singurul exemplu. Dar ăsta mi-a fost cel mai la îndemână să-l dau. Ce alte zone de investiții, ce alte active credeți voi că în momentul de față trec printr-un silent crash? Ar mai fi unul pe care l-am în cap și acela este argintul. Argintul este probabil, cred că, cel mai subapreciat activ de pe planetă. A fost $1.20, $1.30 înainte de 1980 să urce agresiv. A urcat la $48, a scăzut la $5 și de atunci n-a crescut decât relativ puțin. Acum a crescut un pic mai mult, dar acum vreo 6 luni era $18. Vorbim de un activ care este absolut necesar, vorbim de un metal prețios care este finit, vorbim de manipulare, iar când ne uităm la prețul lui, este total, nu știu, e foarte cheap, adică oricine își permite să dea 100 de lei pe o uncie de argint. Cândva, nu oricine putea să dea banii ăștia ca să-și cumpere o uncie de argint. E foarte, foarte ieftin și se folosește din ce în ce mai mult. Sunt multe active care sunt extrem de depreciate, care au crescut în preț un pic, dar dacă ne uităm la diluția care a avut loc monetară, vorbim din nou de un silent crash. Sunt curios voi ce alte active credeți că au mai trecut prin acest silent crash. Vă mulțumesc, ne vedem în următoarele episoade.